Prin soluție completă înțelegem toate elementele care sunt obligatorii prin ghidul de ministru care este dat, la care venim suplimentar, nedepășind evident bugetul care este alocat, și cu câteva soluții educaționale. Soluții educaționale care se adresează pe grupe de vârstă, pe tipuri de ani de învățământ. O să încep cu piesa principală din această soluție, care este vorba de tablă interactivă, cea care practic are 40% din buget alocat pe ea. Tabla interactivă la care facem referire este produsă de către Hikvision. Probabil ați mai auzit până acum de Hikvision. Este un producător foarte cunoscut pe piața din România pe partea de elemente de securitate, sisteme de alarmă, treceri de pieton smart. Ei au fabricat în urmă de mai mulți ani încoace display-uri, în special pentru partea lor de securitate, iar de vreo 2 ani de zile au intrat și pe segmentul acesta educațional și aceleași display-uri care le-au fabricat și înainte sunt acum dotate cu touch, adică cu partea de interactivitate. Aceasta este ultima generație de display-uri de la Hikvision. Propriu zis, primele cantități din această ultimă generație au intrat în Europa în urmă cu doar 3 săptămâni. O să vă prezint doar câteva dintre caracteristicile tehnice cele mai importante, care și sunt importante în scenariul de utilizare în săl de clasă. În primul rând, mai trebuie să vă spun că în toate studiile pe care le-am făcut până acum, atât eu cât și colegii mei, am tras o concluzie legată de diagonala display-ului. Știu că în ghid, diagonala minimă care este indicată este o diagonală de 65 de inci. În aproape toate scenariile care le-am studiat până acum, considerăm că această diagonală de 65 de inci este mult prea mică. Respectiv, un display de 65 de inci care se montează în sala de clasă nu este văzut de ultimele rânduri din sala de clasă, decât dacă discutăm eventual de o sală de clasă gen 16-20 de copii. Dacă discutăm de o sală de clasă de peste 20 de copii, nu mai vorbim de 30 sau chiar și puțin peste, considerăm că cel mai mic display care este potrivit pentru o sală de clasă începe cu diagonala de 75 de inci, ideal 86 de inci. Nemai vorbind că dacă sunteți utilizatorii acelor table din fibră de sticlă verde, au o culoare verde, nu sunt chiar convins că e din fibră de sticlă, acea dimensiune de tablă verde este exact dimensiunea unui display de 86 de inci. Deci în ceea ce vă vom prezenta astăzi, ne vom referi la diagonale de la 75 de inci, practic au aceleași specificații, diferă doar dimensiunea ecranului, și vă asigur că, indiferent de diagonala ecranului, el se încadrează în acel buget dat în PNRR componenta C15, atât pentru săl de clasă cât și pentru laboratoare. Deci bugetul este suficient pentru a alege și a instala o soluție cât se poate de utilă, pe o diagonală cât mai mare. Bun, avem în față un display care este de 75 de inci. Nu știu foarte exact cât îl vedeți dumneavoastră, de mare sau de mic. Prima caracteristică, cea mai importantă la acest display, este numărul de puncte de touch. Prin număr de puncte de touch, înțeleg câte puncte pot fi atinse simultan. Puncte, nu degete. Că un deget, de obicei, când se apasă pe ecran, conține vreo 5 puncte în atingerea propriu-zisă. Acest display reacționează la 45 de puncte de touch și este unul dintre foarte puținele display-uri care au un asemenea număr de puncte de touch. Când zic foarte puține display-uri, mă refer la faptul că aceste puncte de touch sunt valabile pe orice fel de sistem de operare, că este Windows, că este Android. Toți ceilalți, dacă pot să fac o referire la majoritatea competiției noastre directe, au 40 de puncte de touch pentru sisteme de operare Windows și 20 pentru sisteme de operare Android. Acest display are 45 de puncte de touch, indiferent de sistemul de operare pe care îl are. Din punct de vedere al restului arhitecturii, este un display care dispune de 8 GB de RAM.
8 GB de RAM fiind și dimensiunea maximă a memoriei RAM care există în acest moment pe piață. Altminteri, veți întâlni o bună parte din display-uri care au 3 GB de RAM, 4 GB de RAM. Acesta are maximul de memorie RAM pe care poate să-l aibă în acest moment un display interactiv. Privind spațiul de stocare, avem un spațiu de stocare built-in de 128 de GB, care iarăși reprezintă cel mai mare spațiu de stocare care este disponibil în acest moment pentru un display interactiv. Altminteri, și aici veți întâlni pe piață, display-uri care au 32 de GB, 64 de GB, acesta are 128. Este adevărat, la 64 de GB considerăm o capacitate suficientă pentru a înmagazina în display cam tot ce se poate face într-o sală de clasă, inclusiv cu memorarea lecțiilor. La 128 de GB, adică capacitatea acestui display, considerăm că puteți să memorați lecțiile de pe parcursul a câtorva luni până când să umpleți memoria acestui display. Din punct de vedere constructiv, display-ul trebuie să fie asimilat cu un telefon smart gigant. Are exact aceleași funcții pe care le are un telefon mobil, se pot instala pe el aplicații exact ca și pe un telefon mobil, display-ul nostru însăși vine cu un set de aplicații preinstalate, le vom dezbate imediat. Privind conectivitatea, Hikvision-ul este unul dintre, aș putea să spun, singurii producători de display-uri care absolut tot ce s-a putut dota acest display este integrat în display. La Hikvision nu se pot vorbi de adaptoare externe, cum ar fi adaptor wireless extern, adaptor Bluetooth. Absolut toate tipurile de conectivități vin direct în display. Nu avem niciun adaptor suplimentar, nimeni nu poate să vă vândă nimic extra după instalarea soluției în sălile de clasă. Display-ul are toate tipurile de conectivități pe care și le-ar dori sau imagina cineva, propriu zis toate care sunt disponibile pe piață. Avem Wi-Fi 6, avem Bluetooth 5.2, avem până și NFC cu posibilitatea de mirroring de pe telefoane cu Android. Din punct de vedere al conectivității, un mare accent este pus pe partea de conectivitate wireless. Nu știu câți dintre dumneavoastră în sălile de clasă aveți mai multe prize de date lăsate libere, din probabil că nu foarte multe, mai ales prin prisma acestui C15, unde practic totul va trebui legat la internet, de la imprimantă la rețea, de la imprimantă laptop all-in-one, display-ul propriu zis, până și tabletele copiilor care sunt distribuite în școli. Scenariile le avem făcute atât pentru conectivități wireless, cât și pentru conectivitate cu fir. Ceea ce vedeți aici e instalat și o să vă arăt și restul aparatelor. Toate sunt conectate în acest moment prin wireless. Prin wireless direct la un router care are Wi-Fi sau prin wireless direct unul cu celălalt. Tot ce vedeți aici lucrează interconectat între ele. O să vedeți imediat. Mai trebuie să vă spun de o caracteristică realmente unică la acest display. Până și telecomanda, care altminteri e un lucru absolut banal, aveți telecomenzi la absolut toate produsele, de la televizoare și termen cu, până și anumite laptopuri au telecomenzi, până și telecomanda este specială la acest display. În sensul în care este o telecomandă pe Bluetooth. În momentul în care display-ul se scoate din cutie sau se instalează, telecomanda nu funcționează. Trebuie să îi se facă pairing, exact ca și la un telefon mobil. Avantajul acestui tip de telecomenzi este că pot să aloc la un display mai multe telecomenzi sau cu o telecomandă să pot să controlez mai multe display-uri. Doar cu aia. În rest, nu funcționează. Implicit, telecomenzile nu se pot transfera de la o clasă la cealaltă, dacă asta s-a dorit, fiecare să fie independent. Pe partea de softuri educaționale, ne-am pus încă de anul trecut, de când am început să studiem această soluție, întrebarea. Să presupunem că ajungem să instalăm niște display-uri într-o sală de clasă.
ce se întâmplă după aia? În principiu, nu se întâmplă mare lucru. E ca un telefon mai mare. Ca să și funcționeze ceva interconectat în tandem cu celelalte aparate, ar trebui să fie pregătite niște programe. Iar dacă instalarea se produce în școli, ar trebui ca aceste programe să fie cât mai educaționale. Zis și făcut. După ce s-a studiat soluția din punct de vedere hardware, s-au luat legătura cu producători, marea majoritate locali, care au pregătite pentru dumneavoastră niște aplicații de excepție. Una dintre aplicații, cea cu care ne mândrim, este partea de testare standardizată a elevilor. Pentru partea de testare standardizată a elevilor, o să vă prezinte partenera noastră, Gabi Barti, care este alături de mine astăzi, ce se poate face, la ce se referă această testare standardizată. Mai avem pregătit pentru... Mai avem pregătit pentru dumneavoastră o bibliotecă digitală, o bibliotecă digitală care se referă practic la toți anii de studiu. În funcție de locul de amplasare al display-urilor, se activează sau nu anumite titluri de cărți care sunt atât scrise și audiobook-uri și parte de videobook-uri pentru cei din clasele mai mici. Avem o aplicație pentru care folosește elemente de microînvățare, o cheamă Fluxy, și mai avem o suită de 35 de aplicații cu adresabilitate directă la preșcolar și clasele 1-4, cu scopuri și roluri de învățare foarte clar definită, începând de la litere și terminând cu mici operații matematice principale. Acum am plăcerea să vă prezint pe partenera noastră, Gabi Bartic, care o să vă vorbească puțin despre partea de testare standardizată, urmând ca după aceea să continui cu restul arhitecturii hardware. Deci ce o să fac eu? O să vă povestesc ce e diferit în testarea standardizată față de testarea normală, testarea obișnuită care se întâmplă la clasă. O să încep prin a vă spune că, din fericire sau din nefericire, toți copiii români, conform legii, vor da teste standardizate începând cu anul școlar 2027-2028. Adică toate testele pe care copiii le vor vedea, fie că ele sunt cu miză înaltă, fie că ele sunt normale, teste normale care oferă, care vor furniza note copiilor, toate testele care vor conta în sistemul românesc de educație vor fi teste standardizate. Pe cale de consecință, firește, e mai bine să se obișnuiască copiii cu acest tip de testare decât să ia în 2027 prin surprindere. Ce e diferit la un test standardizat față de un test normal? E un lucru simplu, îi zice și în titlu, standardizare, și anume raportare la același standard. Sistemul românesc de educație, sistemului românesc de educație îi lipsește acest lucru. Noi nu avem definite standarde care să vorbească despre ce trebuie să știu un copil de 7, ce trebuie să știu un copil de 8, ce trebuie să știu de un copil ca să ia 10. Astfel încât toți profesorii dau note și își construiesc standarde după bunul plac. Sau după cum reușesc ei, că nu e neapărat un lucru rău. Neavând o măsură unitară, trebuie să-ți construiești propria măsură. Ce face testul standardizat este că oferă același standard și notează după același standard toți copiii, astfel încât 10-le de la Vianu, de exemplu, să fie perfect comparabil cu 10-le de la Bistrița Năsăud, pentru că copiii inevitabil ajung în competiții, în clasamente în care notele lor sunt comparate. Deci am dat o primă caracteristică, și anume echitatea. Da? Deci un test standardizat este un test mai echitabil față de copil. Pe de altă parte, nu este un test simplu, este un test greu, pentru că el trebuie să măsoare și excelența. E un test mai complicat decât ce teste sunt obișnuiți copiii să dea la clasă, mai ales în evaluarea formativă, deci mai ales în evaluarea de parcurs. Avem această problemă că notele în general sunt măricele.
Și când spun măricele, nu știu dacă, probabil că sunteți familiari cu faptul că 85% dintre copiii români au medii peste 8-50. Acest lucru nu se întâmplă în testarea Brio, însă testarea Brio nu oferă neapărat note, ci oferă scoruri. O să încerc să intru pe un raport. Dacă nu, colegii mei o să vă trimită ca follow-up un raport, astfel încât să puteți să vedeți că scorul acesta, care este un scor centilă, este un scor raportat la 100, nu înseamnă neapărat, să spunem, un scor de 7-6, nu înseamnă neapărat 7-60, ci înseamnă că copilul acela este mai bun decât 76% dintre copiii de aceeași generație cu el și mai slab sau, mă rog, are loc de crescut în restul 24%. Acest scor este spart pe toate competențele pe care le testăm. Să spunem, testăm un copil de clasa a 5-a la matematică. La toată materia de clasa a 5-a, scorul acesta este spart pe toate competențele testate, de la fracții, la ecuații, inecuații, etc. Și scorurile sunt diferite pe toate capitolele, pentru că este imposibil ca acel copil să aibă 7-6 și la fracții, și la geometrie, și la tot restul, astfel încât îi oferim predictibil, sau îi putem oferi o predicție a locurilor și a punctelor în care trebuie să învețe, astfel încât să-și îmbunătățească scorul. Pe cale de consecință, Brio este un instrument de management atât la nivel micro, la nivelul copilului, deci copil cu copil, cât și la nivel macro, la nivelul clasei, la nivelul școlii și apoi la nivelul întregii comunități de care ne ocupăm, fie ea că ea este oraș, municipiu, județ, orice. Pentru că, din nou, o altă caracteristică a testelor Brio este că oferă date în sistemul românesc de educație, date pe care, de altfel, sistemul nu le are. Nu le are și nu știe să le folosească. Acest instrument este un instrument de management al microcomunității, al copilului, al clasei, a microcomunității, dar și a comunității întregi de copii școlari sau de vârstă școlară din respectiva comunitate. Cred că am acoperit în mare și în mic caracteristicile testelor Brio. Cu siguranță, mare parte dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu acest tip de teste, din motivul că anul trecut am avut un pilot național care a acoperit câte 7 școli din fiecare județ din țară. Acum suntem în pragul unei testări în toate județele din țară pentru copiii de clasa a noua, pe un program al Băncii Mondiale. Deci, în principiu, puțin dintre dumneavoastră nu știu ce sunt testele Brio, însă vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările și detaliile suplimentare de care ați avea nevoie. Mulțumesc! Îi mulțumim partenerii noastre, Gabi. Așa cum am spus, ne mândrim și noi cu parteneriatul acesta cu Brio. Cumva, anul trecut, când am început acest parteneriat, de atunci s-au întâmplat mai multe lucruri. Dacă pe parcursul, să zic, ultimelor două revizii de la Ordinul de Ministru se inducea, de fapt, necesitatea, recomandarea de a avea testări standardizate la elevi, acum, cu noua lege a învățământului care s-a publicat acum vreo 4 săptămâni, cred că exact acum 4 săptămâni într-o vineri, deja partea de testare standardizată intră sub caracter obligatoriu. Mai mult decât atât, noi am făcut o sugestie la toți potențialii beneficiari să-și treacă pur și simplu în caietele de sarcini necesitatea de a avea o interfață unică pentru toate problemele de garanție, indiferent de producătorul aparatelor care sunt instalate în sala de clasă, cât și o platformă de ticketing în care să vi se răspundă la întrebări într-un termen de maxim 24 de ore cu privire la orice problemă ați avea legat de utilizarea acestor aparate. Poate aveți nevoie să instalați o aplicație, nu știți cum. Poate ați șters o anumită aplicație și o doriți înapoi.
dispunem de această platformă care, practic, indiferent de brandul sau tipul de produs care este instalat, toate garanțiile sunt centralizate. Mai mult decât atât, vă vedeți absolut toate aparatele care v-au fost instalate, defalcate pe săli, clase și responsabili, diriginți sau educatori, ce sunt acolo. Legat de tabla interactivă, aș mai vrea acum să vă prezint un scenariu de utilizare în școală. Cu ocazia asta vă voi arăta și celelalte produse care le avem. Nu le-am adus pe toate aici. Sunetul, de exemplu, l-am adus, este aici. Ăsta este unul dintre cele mai simple elemente. Foarte direct și cinstit vorbind, este un element în plus în acel ghid dat prin ordinul de ministru, sau cel puțin în cazul acestei table interactive, în cazul tablei noastre este în plus, pentru că tabla însăși dispune de un sistem audio de 55 de W, RMS. Noi, în acest moment, n-avem cum să nu vă dăm și sistem de sunet, pentru că e element obligatoriu în ghid, doar că este oarecum inutil. La 55 de W este o putere audio arhisuficientă pentru orice sală de clasă sau laborator care poate să existe. Cu toate acestea, am ales un sistem de sunet cât se poate de robust, e un soundbar, care poate fi folosit pentru alte scopuri, pentru simplu fapt că are toate tipurile de conectivități, de la fir și terminând cu partea de Bluetooth. Mai mult decât atât, în scenariul pe care îl avem de la tablă, sistemul de sunet are un sistem de prindere direct pe partea din spate a display-ului, astfel încât nu ocupă loc pe catedra profesorului și nici pe o masă adițională. El stă în partea de jos sau în partea de sus a display-ului, prins fizic de display. Privind celelalte produse care sunt în cadrul soluției, avem consider că punctul 2 din toată soluția, din punct de vedere al importanței, este reprezentat de scanner. O să vedeți imediat și de ce. Acesta este scannerul. E un produs aparent seamănă cu veioză. Înăuntru are suficientă tehnică. Dispunem ca și la tablă de niște caracteristici tehnice de excepție. Nu vă menționez decât una dintre ele ca fiind cea mai importantă, ca să spun așa, și diferențiatorul față de toți ceilalți. E vorba de un senzor CMOS de 24 de megapixeli. Discutăm despre un scanner care nu face doar scanarea unor documente, ci poate să facă înregistrare video a tot ceea ce se întâmplă sub el. Practic, acest scanner e ca o cameră video, doar că este pusă pe un suport. În schimb, ceea ce avem la el față de alte scannere care sunt pe piață, unul din lucrurile pe care le avem este reglarea pas cu pas a luminii. Pas cu pas, adică înțelegând faptul că este dimabilă. Toate celelalte scannere au lumina reglabilă în trepte. Aceasta este singura lumină LED care este dimabilă. Aparent, e o caracteristică ca toate celelalte. În realitate, este unul dintre cele mai importante lucruri la un scanner, pe lângă rezoluția senzorului CMOS, de a putea compensa în mod controlat iluminarea ambientală pentru a obține contrastul maxim de pe documente. Din punct de vedere al utilizării la sala de clasă, este unul dintre puținele scanere care pot să scaneze cărți cu grosime de 1 cm. Teoretic scanează și cu grosime de 5 cm, doar la 1 cm reușește să corecteze acea aplatizare, curbura datorată cotorului, până la 1 cm se corectează în mod perfect. La peste 1 cm nu se mai poate corecta în mod automat, e oarecum depășit tehnic, dar niciun alt scanner nu poate să facă treaba asta, nici măcar până la 1 cm. Un alt element în soluția dată în ordinul de ministru, mai avem all-in-one, laptop sau stație desktop, nu insist asupra lor, pentru că astea sunt oarecum elemente de commodities. Avem o imprimantă. La imprimantă avem două modele. Aici voi insista puțin.
din punct de vedere al utilizării, ce v-ar interesa pe dumneavoastră legat de o imprimantă? Răspunsul o să vi-l dau tot eu. Păi să țină, dacă pot să-i spun așa, număr de pagini pe lună, oricare dintre aceste două imprimante. Și am aici un Canon și un HP, alese foarte bine pentru scopul lor. Ambele merg la 80.000 de pagini pe lună. Și al doilea, profit de faptul că nu e niciunul dintre producători aici, sunt refilabile. Adică merg atât cartușe originale în imprimante, cât și cartușe, ca să spun așa, OEM. Chiar și dacă veți folosi toate, în toată perioada, cartușe originale, discutăm de unul dintre cele mai mici costuri pe pagină. Adică o pagină tipărită cu aceste imprimante înseamnă un 6 la a treia zecimală. Atâta costă. Practic, hârtia este de 10 ori mai scumpă decât tonerul care îl folosește imprimanta. Cam atât despre partea de imprimante. Acum o să vă arăt un scenariu de folosire în tandem a tablei interactive, a scannerului, a laptopului și a tabletelor de copii. O să încercăm o conectare pe tablă cu ajutorul unui laptop la care am legat scannerul. Ceea ce vedeți acum pe tabla interactivă este imaginea transmisă de către scanner. Am adus de la colegi unul dintre telefoane cu ecran cel mai mare care l-am găsit. Voi încerca să preiau ceea ce este pe tablă. Confirm această legătură. Toate legăturile sunt securizate. Faptul că scannerul s-a conectat la tablă fără a agrea conexiunea este pentru că am făcut-o deja înainte. Privind acum la legătura cu telefonul, a trebuit să confirm această legătură. Eu o să încerc să vin mai aproape de cameră ca să vă arăt ce se vede pe telefon. Practic, pe telefon am imaginea care o am pe tablă, care este transmisă de la scanner. Tot ce fac pe scanner se va vedea implicit și pe tablă și pe telefon. Imaginați-vă că în locul acestui telefon sunt toate tabletele copiilor din sala de clasă. Cu ce ar putea să mă ajute acest scanner într-un scenariu de sală de clasă? Păi, în primul rând, aș putea să fac o corectură de lucrare live pentru toată clasa, în care toată lumea să vadă cum gândesc, de ce o corectez, cum notez, și terminând cu lecturatul unei cărți. De ce spun lecturatul unei cărți? Deoarece scannerul pe care l-am ales este unul, nu chiar dintre puținele, dar totuși jumătate din ele nu au funcția aceasta, este unul dintre scannere la care scanarea se declanșează în trei moduri. Am scanarea clasică, apăsând cu mouse-ul un buton din aplicația care este instalată pe calculator. Am scanarea la picior, ca să zic așa, dar nu în sens că ne băgăm picioarele în el, ci faptul că avem o pedală care de obicei se instalează sub catedra profesorului. Și când profesorul dorește să facă o scanare, el având mâinile deja pe padul scannerului, apasă cu piciorul acea pedală. Și cel de-al treilea mod de scanare, cel mai important dintre toate, am un mod de scanare automată prin care scannerul poate să detecteze întoarcerea paginilor. Practic, declanșează secvența de scanare sau de filmare video în secunda în care se detectează că se întorc paginile dintr-o carte. Această caracteristică este deja printre foarte puține care le veți găsi. Bun. Ca și număr de clienți cu care vă puteți conecta simultan, discutăm undeva la 256. Este numărul maxim de conexiuni simultane care se pot face într-o rețea wireless cu tabla care este în spatele meu. Adică depășim cu brio, nu la program de testare, cu brio necesitățile
pe care le veți avea în sălile de clasă. Cam asta este tot. Scopul dumneavoastră ca și UAT, ca și contractant, este să vă doriți ca orice problemă legată de tablă să fie rezolvată în termenul cel mai scurt, cu putință. Acum, dacă veți dori să fie rezolvată în 24 de ore, ne veți pune oarecum în dificultate. Dar în 48 de ore, deja mi se pare destul de rezonabil. Și acum o să vă spun și de ce. Este, pe partea noastră de IT, oarecum este fără precedent acest program, legându-ne de tipul de produs. Acest produs nu se poate servisa decât într-un singur mod. Trebuie să vină cineva la dumneavoastră, să constate ce s-a întâmplat, să-l dea jos de pe perete și să pun un alt display. Altminteri, așa ceva este total netransportabil. Nemai vorbind că mă îndoiesc sincer că veți ține cutiile care au 2 metri jumătate din acest display. Deci serviciul pentru tabla interactivă este asigurat on-site, la dumneavoastră.